Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați auzit de linia defensivă Focșani Moloasa Galați, da? Da. De ce râzi, mă? Ai auzit sau n-ai auzit? N-am auzit, dar sună fain. Nu cred că n-ai auzit. N-am auzit. Ce s-a întâmplat? Mă iertați, nu m-am de la Nămoloasa. Nu, nu știu de... Ia zi tu poveștile de la Nămoloasa, mă. Poveștile de la Nămoloasa. Nu, mă, veștile de la Nămoloasa. Povești. Da, poveștile. Primul război mondial. Da. În fine. Da. Nu mai ce mai... Să nu mai zicem. Habar la sfârșitul secolului al XIX-lea, o linie de forturi construite pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați, da, sute de tunuri și așa mai departe, folosită în principiu, era pregătită să fie folosită și în al doilea război mondial, n-am mai fost. Și la ce ne-a folosit? La nimic. Ah, okay. Dar nu contează, linia e acolo, da. Și na, acum că nu se știe ce vine de la ruși, adică se știe, dar ne preface că nu înțelegem unii dintre noi. Care, mă, că mai mult decât... linia cu dotările datorii. Da. N-au făcut-o. Mai nu, mult decât s-a actualizat. Atacuri cibernetice, eu n-am auzit. Cibernetice. Da, deci nu se... Așa ați văzut și să ne se îngrijorează oamenii. Deci lumea este la Galați, în capătul în dreapta a liniei defensive Focșani-Nămoloasa-Galați, au început oamenii să poarte veste antiglonț. A fost el, la știu. Da. În capătul celălalt, la Focșani, s-au luat la verificat adăposturile civile. A, deci se pregătește serios. Da. Și care au fost transformate de cetățeni în beciuri pentru murături. Mi se pare just. Pacea are tot soiul de efecte. Pregătesc muniția, practic. Da. Iată ce declară pentru Adevărul un locuitor cu spirit civic din Focșani. Citez. Unul își ține în ele adăposturi, da? Baxurile cu apă. Altul damigenele cu vin. Am văzut beci ultradotat, cu apă trasă și curent electric, făcute, bineînțeles, clandestin. Un locatar are acolo un fel de bar, cu tot felul de băuturi, de vara, vecinii se cinstesc. Este râsul plânsul la noi, declară de soi. Și practic se întâlnesc să ia nițel curaj. Da. Băieții au făcut în adăpost și așa e spațiul ăsta. Facem un bar. Îmi place remarca dânsului, știi? E râsul plânsul, da. Adică noi nu mai luăm în serios un război. Toată ziua se războaie, noi ținem murături prin beciuri. Și la Buzău sunt numeroase adăposturi civile care au căpătat, iată, o nouă viață în ultimele decenii de pace. Iată ce declară Marian Popa, tot pentru ziarul Adevărul, șeful protecției civile din Buzău. Citez. Avem 39 de adăposturi. Singura problemă este că ele, la ora actuală, sunt ocupate de cetățenii de pe scările respective. Ele sunt întreținute, tocmai de-aia le-am lăsat în grija lor, întrucât au și lumină în ele, au căldură în ele. Deci cum ar veni, a venit ziaristul, l-a prins pe șeful de la protecția civilă, care o scaldă, încearcă. Dom'le, nu e, de fapt, n-au făcut depozite de murături. Noi i-am lăsat pe ei, înțelegi? Să aibă grijă. Da, i-am încurajat. Am zis, hai, nu vreți să aveți dumneavoastră grijă un pic de ele? Și oamenii ce se facă? Dacă au înțeles că e pentru binele comun și atunci le-au luat ei și au grijă de ele. Le-au luat de suflet. Cam așa se înțelege din ce zice. Ce se află în ele? Întreținute fiind. Un cetățean explică. Am murături, conserve, niște dulceață pentru toate neamurile. Le scot de aici într-o jumătate de oră dacă mi se cere. Ce să fac? Dar noi scoate acum și rafturile. Bravo. Adică război, război, dar nu stricăm. De ce să stricăm dacă? Adăposturile de protecție civilă au fost construite pentru ca oamenii, evident, să aibă loc unde să fie protejați, atac aerian, bla bla, dezastre chimice, biologice, ori nucleare. Păi și normal nu e nevoie de provizie acolo. Adică, nu faci logic, pui o murătură, pui un șpriț, măcar știi să petreci sfârșitul lumii cu un șpriț și o murătură. Murătura e pentru mahmureala post-apocalipsă. Da, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.